Da, sper că suntem live. Băieții de la Observatorul Prahovean ne-au invitat să facem emisiunea asta, acest podcast Generația Legion, o dată pe săptămână. Ne vedem lunea de la ora 13. Nu știu dacă sunt live chiar acum, dar sper că ne vedem. Iar dacă ne vedem pe tot parcursul emisiunii, cât suntem în direct, vă rog să comentați, pentru că avem atât subiecte importante, cât și invitați. Vă zic eu de seamă, alături de mine, Corina Popa. Corina, bine ai venit în emisiune. Bine te-am găsit, n-ai făcut nicio greșeală gramaticală, să știi. Știi că mi-e foarte teamă. Am monitorizat. Mă gândesc că s-ar putea până la final să se întâmple și asta. Am așa un pic vocea gâtuită pentru că zic, Doamne, e aici gramatica după mine. Corina, la mine e foarte simplu, mie îmi place ca invitatul să se prezinte. Sunt foarte mulți tineri care te cunosc deja, dar vreau să te cunosc așa cum tu te prezinți. Fondatoarea școlii de gramatică, nu o tipă care o face pe deșteapta pentru că... E așa vehiculat faptul că dacă îi corectezi pe ceilalți, cumva tu vrei să fii arogant. Eu vreau să-i ajut pe ceilalți să se simtă bine cu toate cuvintele pe care le rostesc și, de fapt, sunt o prietenă a tinerilor, o soră mai mare, care încearcă să-i convingă că suntem mai frumoși atunci când ne exprimăm bine, când ne exprimăm coerent, când vorbim cu patimă, cu bucurie și, desigur, și corect gramatical. Și eu mă gândeam că mergem la școală 12 ani și că ar fi necesar să-mi dai explicație de ce a apărut școala de gramatică, pentru că învățăm la școala asta. Învățăm la școală, învățăm toată viața și tocmai pentru că toată viața învățăm și pentru că școala nu poate să satisfacă toate nevoile elevilor, părinților, profesorilor, am creat această alternativă care îmbină gândirea critică, gândirea creativă, gândirea analitică, gândirea analogică cu ceva de cercetare în spate și cu o echipă magică prin care încercăm să-i convingem pe tineri să renunțe la memorare, să renunțe la eseuri învățate pe de rost, să înțeleagă regulile gramaticale, nu să le învețe pe de rost și să se distreze învățând, creând, scriind, vorbind. Bun. De asta a apărut școala. Tu te duceai la școală și erai fericită că faci treaba asta? Sau era tot o chestie necesară, e obligatoriu, trebuie să mă duc, altfel iau absență? Depinde de momente. Mm-hmm. Să știi că am și chiulit atunci când mi s-a părut plictisitor. Mergeam și pentru că era necesar la un moment dat să iau note la unele discipline. Și mergeam și de plăcere la foarte, foarte multe materii. Mergeam și stăteam acolo cu urechile ciulite de plăcere. Sau pentru că empatizam cu profesorul. Sau pentru că nu mă pricepeam la ceva și voiam mai măcar să am și eu habar un pic, să nu sune pentru mine fizica asta ca ceva despre care n-am auzit niciodată. Că eu nu prea le-am avut cu științele exacte. Cum ar trebui să te vadă tinerii, ca pe o doamnă profesoară, o domnișoară profesoară, ca pe omul care în sfârșit aduce ceva proaspăt în viitorul sistem educațional și cumva îi obligă și pe ceilalți să facă mai mult. Nu vreau să mă vadă ca pe o doamnă profesoară rigidă, nici pe departe. Uite, o să folosesc un anglicism. Așa. Că tot vorbim noi despre limba română. Să nu credeți că dacă pledez pentru gramatica limbii române, nu folosesc cuvinte din engleză. Un activist în educație fresh, un om care face ceea ce îi place cu bucurie și care a studiat ceva vreme, dar asta nu înseamnă că eu o să mă duc în fața lor zicându-le știu mai multe decât voi și atunci voi trebuie să mă ascultați. Nu, vreau să învăț de la ei și faptul că ai un doctorat sau că ai studiat niște ani sau că ai făcut cercetare nu te legitimează să fii tu doamna cu autoritate în fața copiilor și ei oamenii care trebuie să ia notițe așa sfioși, nici pe departe. Eu am zis că școala de gramatică nu e doar așa un proiect, nu e o jucărie, nu e ceva care astăzi e bine făcut și mâine se strică, ci deja ai mulți oameni în echipa ta, oameni care vin din zone de activitate cu multă experiență și vreau să-mi spui cum ai ajuns la ei. Cu greu. Am învățat cea mai importantă lecție din viața mea prin proiectul Școala de Gramatică. Îți alegi greu oamenii, faci anumite alegeri și se dovedesc greșite. Și de fiecare dată trebuie să te repliezi și trebuie să ai mare, mare grijă cu dezamăgirile. Am format o echipă inițială, bineînțeles că n-au mers lucrurile excepțional, poate și din vina mea, nefiind un bun manager la început, nici nu zic că acum aș fi, poate din vina lor, poate din vina contextului, dar n-am reușit să
cădem de acord asupra unor principii pe care să le păstrăm de la început până la sfârșit. Cu privire la proiectele pe care le acceptăm. Mm-hmm. Eu nu sunt de acord cu orice proiect sau, uite, nu sunt de acord cu un proiect care trebuie să ducă școala de gramatică în serviciul unui partid politic. Nu vreau să existe, indiferent de fonduri, semnătura unor oameni care fac treaba asta pentru imagine, care preiau activitățile școlii pentru imagine. Și atunci am refuzat multe oportunități care ne-ar fi propulsat imediat către succes, dar am vrut să fie ceva organic. Nu toți oamenii au fost de acord cu asta, după cum nu toți colegii mei au fost de acord cu acel început greu al proiectului. Primele luni în care n-ai mulți elevi, în care trebuie să te ocupi foarte mult de ei, să-i cunoști, să-i organizezi, să ai grupe mici la început în așa fel încât să poți să lucrezi la nivelul fiecărui copil. A fost destul de complicat pentru că unii își doresc un succes rapid, alții își doresc o extindere a proiectului imediată, alții își doresc foarte, foarte multe proiecte și nu poți să le gestionezi într-o echipă mică. Și am ajuns la un moment de cotitură anul trecut, prin decembrie, când am avut prilejul perfect în 2020, că venea luna ianuarie, să o iau de la capăt, cu punct și virgulă, nu cu punct, dar cu o altă mentalitate și cu mai puțină încredere în oameni, din păcate, dar cu mai multă responsabilitate. Să înțeleg că te-au dezamăgit foarte mulți oameni. Nu foarte mulți oameni, nu foarte mulți. Cei pe care te bazai? Câțiva oameni dintre cei pe care mă bazam, cu siguranță. Am și cunoscut oameni cu tot felul de interese exclusiv dirijate către imagine. Și alți oameni mai leneși, nu, toate tipologiile, e normal să te lovești de toate tipologiile, doar că eram genul ăla de persoană cu zâmbetul pe buze mereu, nu că n-aș fi rămas așa, dar cu un zâmbet un pic naiv. Și acum lucrurile s-au schimbat și am ajuns la o formulă de echipă în care mă simt foarte bine. Din nou, multe se pot întâmpla, dar sunt convinsă că am alături niște oameni de calitate și chiar dacă interesele noastre la un moment dat nu vor mai fi convergente, o să ne îmbrățișăm într-un context în care nu va exista pandemia, prietenos, și vom găsi modalități de colaborare în viitor. Noi avem cam același public, cel puțin tot tineri, da? Doar că unii sunt mai interesați de cultură, alții sunt de divertisment sau de ce se întâmplă în fiecare zi pe, nu știu, pe Instagram, pe Facebook. Te-ai uitat pe YouTube în tendințe? Da, da. Ți se pare că școala de gramatică duce un război cu tendințele de pe YouTube? Nu, nu ducem un război cu tendințele de pe YouTube. Bine, acum trebuie să ne gândim și la ce tendințe. Hai să zicem în materie de vlogging. Nu, dacă vrei, intrăm pe YouTube acum și te arăt ce e. În top? Știu și zona cu manelele. Adică știu, nu la ea mă refer. Eu mă refer totuși la zona de educație. Că păi și cum poate un material educativ, foarte muncit, cu oameni pregătiți, da, să ajungă la public, dacă publicul consumă în primul rând manele? Pentru că le oferi o alternativă actuală și prietenoasă, într-un limbaj prietenos. Cum ajungi tu la ei dacă ei sunt pe prima pagină și tu ești pe pagina cu numărul 100? Muncind și adaptându-te, încât să urci la 99 întâi și apoi, mai mult. Trebuie să ne și gândim de ce. Eu nu cred că tinerii, majoritatea lor, rezonează cu manelele. Noi ne adresăm tinerilor și ce vezi tu pe YouTube este rezultatul alegerilor românilor, nu? Ok. Eu cred că tinerii sunt culți, tinerii sunt inteligenți, tinerii au potențial. Și eu cred la fel. Da, da, pot evolua. Dar atunci, de unde și până unde rezultatele astea? România e o zonă destul de amestecată, nu? Din punct de vedere cultural și educațional. Și cred că avem anumite generații care au sărit un pic peste educația asta a valorilor, a responsabilității, a culturii și așa mai departe. Poate că mulți cred că educația se face doar în școală și dacă am trecut de școală nu mai are rost să stăm pe internet să învățăm. Da. Însă ne aflăm în perioada în care pandemia ne obligă să avem alte modalități, poate chiar mai bune, de învățarea informației. Pentru mine era și e în continuare o frustrare atunci când văd niște oameni care lucrează la un proiect și nu-i vezi pe prima pagină. Nu că nu-i văd pe prima pagină. Da. Îi văd cum le este foarte greu să crească.
cum videoclipul lor, materialul lor, conținutul, ce au ei acolo, ajunge la 1000 de vizualizări în 3-4 zile și un alt om ajunge la 1 milion într-o zi. Hai să luăm treaba asta cu manelele un pic la despicat. Manele și nu mai manele. Lina Popa de la școala de gramatică face o analiză, da, socioculturală și lingvistică a manelelor. Păcat că n-am ascultat prea multe, dar îți dai seama că la o nuntă nu o să încep să țip, să strig pe acolo și să ies, să închideți tot eventual, gata cu nunta, că ați pus o manea. Mulți au tendința asta de a se plânge, de a-și deplânge soarta și de a vorbi despre subiectele accesibile tuturor, marile teme ale umanității. Uite, banii, iubirea, moartea inevitabilă, da? Ele sunt subiecte simple, accesibile, vizibile, oricine ai fi, pentru că trecem cu toții prin ele. E o lene existențială incredibilă și este mult mai ușor să te regăsești în teme comune decât să stai, să sapi, să-ți pui întrebări și să ajungi și la valori umane, responsabilitate, educație, de ce vorbim, care este motivația noastră în fiecare zi, de ce perseverăm, de ce trebuie să perseverăm. E mult mai simplu să te gândești la, nu știu, dușmanii care nu știu ce ți-au făcut, te urăsc și așa mai departe. Cu toții suntem iubiți, urâți, etc. Ei, odată e o ușurință. Manelele ne susțin lenea asta existențială, foarte comodă, bună pentru mulți români, că unii dacă s-ar apuca să facă câte ceva ar ieși un dezastru și mai bine să stea mai bine în poziția asta pasivă. Nu zic că nu. Apoi, accesibilitatea mesajului. Păi normal dacă limbajul academic are 5 neologisme din 6, că o să te regăsești într-o manea cu 6 cuvinte accesibile din 6. Mai e și asta o poveste. Ritmurile sunt banale și sunt recognoscibile. Nu faci prea mare efort, îți dai seama oricând că asculți o manea, ori să-l deosebești pe, nu știu, Tchaikovsky de Verdi. Poate la un moment dat îți trebuie o oarecare cultură muzicală, deși nu, mi se pare simplu, da. Păi chiar și că ție nu-ți place să stai leve și așa. Da, da, chiar și trecând de gimnaziu la muzică, ajungi și tu să deosebești niște acorduri. Păi poate protestez, eu nu vreau să fac muzică la școală, eu vreau să am mai mult timp pentru mine, vreau să mă pregătesc pentru matematică, pentru limba română, de ce nu? Așa este, dar dacă în școală n-am fundamental valori, că eu despre asta vorbesc foarte des. Hai să nu te învăț să citești și să memorezi ceva fără să înțelegi. Că atunci, automat, tu nu-ți vei dezvolta gândirea critică. Hai să te învăț întâi să fii responsabil. Hai să te învăț să argumentezi și să-mi spui, mi-ai dat un text pe care nu îl înțeleg, mi-ai dat un text care nu-mi place, uite de ce. Hai împreună să construim un adevăr, că nu există un adevăr deja stabilit. Mai ales în educație, adevărul se construiește. Tu în clasa întâi nu ai stat cu mâinile la spate? Nu mi-aduc aminte cum stăteam în clasa întâi. Nu stăteam atât. Nu trebuia să ridici mâna ca să zici da... Ba da, am o întrebare, ba da, vreau ba să ba spun da. Și eu ceva. Ba da, să știi că în sinea mea nu stăteam într-atâta cumințenie. Am fost dintotdeauna o rebelă, dar nu m-am manifestat ca o rebelă. Era ceva în interiorul tău și atât? Era ceva în interiorul meu, dar acolo îmi puneam întrebări sau contraziceam oamenii din fața mea, dar așa este, nu îndrăzneam. Să trec peste rușinea asta românească a fost o etapă dificilă și s-a întâmplat târziu, foarte târziu. Nu știu să-ți spun momentul, dar momentul în care eu am decis să fiu și în interior și în exterior aceeași a fost unul destul de târziu în adolescența mea. Și a trebuit să-ți asum. Face. Și a trebuit să-mi asum, sigur că da, și să înfrunt toate opiniile. Câți dintre tinerii care se pregătesc pentru viață au curajul măcar să conștientizeze cât de bine sau de rău le este? Depinde, n-aș ști să-ți spun statistic, dar sunt dependenți de validare tinerii în momentul de față. Nu știu neapărat dacă de validarea școlii, că nu mai ești cool dacă asculți de profesori. Nici nu trebuie să o faci, trebuie să înțelegi de ce ți-e util sfatul profesorului, dar acum cool este
să asculți același gen de muzică pe care le ascultă colegii, ca fată să te machiezi și să te fotografiezi în ipostaze Și sexy, să ai cât mai mulți să urmăritori. ai cât mai mulți urmăritori, să vorbești cât mai prescurtat, să ai foarte multe like-uri pe rețelele de socializare, să bei chiar dacă tu n-ai chef într-o seară să bei la nu știu ce terasă, să vadă lumea că te distrezi chiar dacă tu nu te distrezi. Asta înseamnă acum să fii cool. Ori dacă eu am ceva ce nu-mi place să fac, chiar dacă e cool, de ce să nu-mi asum lucrul ăsta? Cu riscul că o perioadă o să fiu marginalizată, dar recompensele vin mai târziu, peste tot, Cum inclusiv fac cele sufletești. să scap de aplauzele astea pe care să zicem că mi le doresc și să ajung la școala de gramatică? Cum fac să nu imit ce văd în grădina altuia, ci să zic ok, vreau ceva mai mult pentru mine, am 100 de școala de gramatică. Da, poți să ai aplauze și să fii la școala de gramatică și Aveți pe și voi cum, aplauze și acolo? pe cum. Avem și noi aplauze și avem și copii și tineri foarte, foarte talentați și creativi și cool și speciali în cel mai bun sens al cuvântului și rebeli. Și, Doamne ferește, nimeni nu le spune să nu fie în vogă, să nu fie cool, să nu fie apreciați de colegi, să nu pună întrebări, să nu îi apostrofeze pe cei din jur dacă o fac respectuos și cu temei. Ele coexistă, de asta nu ești cool dacă nu înveți și nu, nici pe Uite, dă-mi și departe. mie 5, te rog, 5 exemple de greșeli pe care noi le facem frecvent și în vorbirea directă și în scris. Ceva ce practic ne-ar cam trebui, dar zicem, nu, e corect așa. E pe care e un top, dar nu cred Numai, că eu am crezut că nu s-a mai fumat e. asta, nu Și eu mai zic că s-a fumat, sper. și eu zic că s-a fumat. Da, Și dacă nu s-a cărțile pe fumat care le-am încă, citit. în momentul în care mai auzi acum pe cineva, taci. Eu tac, Da, eu mă da, abțin. da, da, Lasă, da, lasă, 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 da, da. că a greșit. De data asta Cărțile a pe care le-am greșit. citit, nu cărțile care le-am citit. Am citit doar romane, n-am citit decât romane, dar nu o să mă apuc să spun am citit decât romane, pentru că acest decât se folosește împreună cu forma negativă a verbului. Voiam, nu vroiam, pentru că voiam este forma de imperfect de la a voi și vream ar fi de la a vrea. Noi am făcut acest hibrid. Forme de plural interesante am să-ți spun. Uite, forma de plural corectă de la croissant este croissants. Dar formele de plural se schimbă în timp și e posibil ca într-un dom 3 să fie acceptată forma Adică într-un dom croasante. 3 Corina să nu mai aibă dreptate? Într-un dom 3 Corina să nu mai aibă dreptate și este și normal să se întâmple asta, că doar nu face Corina legea gramaticii și limba evoluează. E un organism viu mult mai dinamic decât Corina. Și cu toate astea, hai să recunoaștem că noi avem niște modele de la care Da. ne informăm. Uite, din punctul meu de vedere, dacă te văd acum pentru prima dată și eu îmi dau seama că tu ai habar de gramatică și văd că ai un proiect foarte bun, susținut la nivel de țară, eu la tine vin să caut o informație legată de gramatică. Eu vreau ca tu pe mine să mă vezi gramatica limbii române. Dar întrebarea pe care eu mi-aș adresa-o dacă aș fi tânăr, în toată nebunia asta, ar fi să mă lăunești pe mine de ce să știu să vorbesc corect din punct de vedere gramatical. De ce să vorbesc corect? De ce e atât de important? Dar de ce o fi important să ne spălăm dimineața pe față înainte de E, a nu se ieși din spală toată casă, lumea. știi? Nu le zice, băi, eu nu mă spăl, deci nu trebuie să mai învăț gramatica limbii române. E, o să mergem mai departe cu argumentația, tot felul de motive. Dar să știi că asta e o analogie bună. Ducem gunoiul, ne spălăm pe față, pe mâini, pe toate cele. Facem curățenie și nu Unii o trebuie să dată pe avem, săptămână, alții o dată pe lună. din păcate, da. Și trebuie să avem grijă să ne curățăm și limbajul într-o manieră analogică. Pe de altă parte, modul în care gândim se reflectă în modul în care vorbim, fără doar și poate. Deși neurolingvistic explicația ar fi amplă, e clar că dacă noi gândim lucrurile coerent și corect, o să ajungem să le exprimăm coerent și corect.
Mie îmi pare că ești de acolo, de unde trebuie. Adică e foarte greu să ajungă cineva la experiența ta. E o provocare ca oamenii să învețe de la tine. Și tot ceea ce tu faci influențează niște oameni să-i supără pe alții care vor ca lucrurile să rămână așa într-o lene, nu totală, dar știi, schimbul 1 învățăm, schimbul 2 dormim, schimbul 3 am dormit. Da, eu cu lenea chiar am... Observ. Ceva, chiar am ceva cu lenea. Chiar știi cum am, e? Da. Se vede pe tine toată energia pe care o ai lunea. Când am luni, nu am chef, nu vreau, lasă să treacă și ziua de azi. Dar e frumos, lunea reîncepem să facem ceea ce ne place. Da? Deci, zici? Da, și din asta vine. Păi îți dai seama că acum am supărat niște oameni care de obicei nu plac ceea ce se întâmplă zi de zi în jobul lor, dar sunt obligați. Exact. Știi? Pentru chestia asta. Exact. Asta e o problemă. Eu aș zice că tot din educație pornește problema asta. Tot din responsabilitate, tot din căutarea asta permanentă pe care trebuie să ne o asumăm. Căutarea pasiunilor noastre. Să faci ceea ce îți place. Ăsta este sensul existenței umane și să mai faci și bine în jur. E minunat. Să te complaci într-o viață în care nu te regăsești este crunt. Nu vreau să mă gândesc la situația asta. Deloc. Tu pregătești ceva. Tu pregătești ceva important. Întotdeauna. Și, bine, în afară de prezența ta în acest podcast, pregătești ceva important și pentru tineri, dar și pentru profesori. Pentru că am prieteni care spun, măi, abia aștept să văd ce face Corina. E un festival. Grand Mania, da? E un festival pe care să spunem cine o să-l prezinte? Oh, hai să nu spunem ce îl prezintă. Prezentăm cu tot. Tu îl prezinți, nu? Îl prezentăm împreună? Da. E mult mai bine. Doamne, ajută. Deci trebuie să ne calibrăm bine până la finalul acestui podcast. De fapt, este o repetiție. Hai, da. De cap. Voiam să vedem dacă ne înțelegem, ne contrazicem. Abia aștept. Da. Ce e Gramania? Primul festival de gramatică din România, dar nu orice fel de festival, un festival al bucuriei de a învăța, de a ne exprima corect, de a ne exprima nu doar pentru a ne face văzuți, ci pentru a stârni interesul și pentru a fi văzuți, pentru că avem ceva de spus. Și o să trec de definiția asta metaforică, să zic așa, m-am plictisit de toate olimpiadele școlare pentru care memorăm și ne duelăm ca să luăm premii și să apărem pe o listă. Nu mă interesează listele și ierarhiile, pentru că fiecare are ceva bun de oferit. Și atunci am gândit acest festival al bucuriei de a învăța cu trei categorii actuale, zic eu, postarea gramaticală, știrile gramaticale și pledoarie pentru cuvânt și ce au avut copiii din toată țara de făcut, dacă și-au dorit, bineînțeles, au ales un subiect care să aibă tangență cu gramatica și au făcut din el o știre. Ok, presa nu face din gramatică un senzațional și din oamenii de valoare. Și reacția mea este foarte bine, dacă nu fac ei, o să fac eu. Adică nu să stau să mă plâng, să-mi pun o manea să stau să mă plâng. Nu! Corina Popa, aș pune manea. De ce aș face asta? Fac eu o știre, că o văd trei vecini. Da, astăzi o văd trei vecini, mâine o vor vedea cinci, așa au făcut și copiii mei. Și rezultatele sunt excepționale, abia aștept să le prezentăm publicului. Uite, o știre gramaticală făcută de o tânără, așa. Adverbul doar, se va arunca de pe pod. Oameni buni, mare atenție, toți românii acum îl iubesc pe decât, doar căzut în depresie, doar ce stă să se arunce de pe pod. Sunt interpretări, sunt viziuni și au mobilizat toată clasa. Unul ține foaia pe post de prompter, bineînțeles, altul aduce domnul, altul stă cu camera. Ce au avut? Dar ei singuri au făcut chestia asta sau tu i-ai ajutat? Nu, l-ai dat ceva? Uite, ar trebui să fie în felul ăsta. Nu, eu am gândit secțiunile. Da. Iar colega mea, Izabela Manolache, a ținut legătura cu ei în permanență în sensul. Am primit clipul de la tine. Vezi că n-ai scris numărul de telefon. Ce te faci dacă funcționează treaba asta foarte bine? Dar am făcut-o ca să funcționeze foarte bine. Întrebarea e mai gravă de atât. Ce te faci dacă la un moment dat doamna Monica Anisie, da, ministrul educației, zice, măi Corina, mie îmi place.
Eu am nevoie de tine că m-am certat cu Sherry. Uite, n-am vrut să mă duc la nu știu ce emisiune și te-am găsit pe tine. M-am uitat pe un podcast al unui tânăr, nu știu, ceva, generația lui John. Da. Și eu am nevoie de ce faci tu. Eu vreau ca tinerii să înceapă chiar să fie creativi, nu să memoreze și apoi să reproducă. Încântată dacă îmi aleg eu echipa. Așa. E un lucru foarte important să te duci într-o poziție cheie și să poți să-ți alegi tu echipa, nu să ai oameni numiți politic în jurul tău. Și dacă am o certitudine că respectivele lucruri se materializează, deci nu lansăm acum o metodologie și eu știu ce alte lucruri, eu aș acționa așa, am 3 ani în care efectiv în școli văd rezultatul acesta. Deci introducem educația pentru limbaj cu metodologia Corinei și a echipei școlii de gramatică ca disciplină opțională. Și dacă ți se dă o echipă, gata, faceți treabă bună? Nu te gândești că ceva mai târziu va trebui să te afiliezi politic totuși? Nu o să o fac de la început spunând lucrul acesta. Și nu. Dacă vei vedea că există mai multe beneficii decât la început? Nu mă interesează. Și niciodată de unde toată verticalitatea asta? Dar cum ai ajuns așa? Vine din mine cumva. Nu, dar nu o să încep acum să mă laud. Vai, am urmat un curs de etică online la Harvard. Nu, n-am urmat niciun curs. Le simt și mă simt foarte bine așa. Și dorm atât de bine, nu ai idee. Și mă trezesc zâmbind și mă simt foarte bine așa cum sunt. Sau te întreb cum... altfel. Ce-ar fi rău în alege la un moment dat un partid politic din care să faci parte? Nu este nimic rău. Nu, Doamne ferește. Nu am nimic cu povestea asta. Dacă tu te regăsești acolo, e foarte bine. Adică dacă, la un moment dat, dacă se întâmplă se și o vedem pe Corina Popa că totuși face parte dintr-un partid, să nu ne supărăm pe ea. Să nu credem că a făcut pact cu diavolul, ci să înțelegem că poate a simțit că acolo e mai bine. Sau a simțit că e pe aceeași lungime de undă cu partidul respectiv? Da, o zic cu siguranță că în momentul de față nu e cazul pe așa ceva și că nu găsesc o zonă în care să mă regăsesc 100% sau în care să mi se fi oferit autonomia de a face lucrurile așa cum îmi doresc eu să le fac, cum îți spuneam mai devreme. De exemplu, mie mi-ar plăcea să cooptez oameni valoroși fără a avea carnet de partid sau care, da, vin din anumite zone, dar care au ceva de oferit aici și acum. Nu mă refer doar la CV, ci la proiecte, la proiecte pentru tineri, proiecte pentru oameni. Sunt din Ploiești, am văzut emisiunea asta, am auzit ceva de Grammania, ce pot să fac eu pentru tine? Pe 17 octombrie, de la ora 5 după amiaza, intrați pe pagina Școlii de Gramatică sau pe busylife.ro sau pe pagina de Facebook, BusyLife. Da. Urmăriți Grammania 2020. O să fie foarte frumos să o vedeți pe doamna Irina Margareta Nistor înmânând trofeul Grammania. Să le mulțumim celor de la Fundația Vodafone România care fac posibil această gală și oferă premiile concurenților. Și să vă înscrieți anul viitor, pentru că 2 luni o să lansăm din nou apelul pentru înscriere. Și merită, merită, nu se merită. Bravo, uite o greșeală gramaticală, da? Merită, nu se merită. Dar n-ai greșit când nici până acum. O să dăm podcastul ăsta către cineva să analizeze fiecare cuvânt în parte. Greșim în comunicarea orală spontană. Sigur că greșim. Și cum ne scuzăm? Că poate la un moment dat presiunea asta socială nu ne mai lasă să ne exprimăm. Să nu fie un soi de... Dar recunoaștem că am greșit și remediem. Am greșit. Da. Am greșit, Corina. Dacă am greșit cu ceva, iartă-mă, Corina. Gramatica. Suntem la final. Vorbesc serios, suntem la final, da. Adică au trecut cele 30 de minute și atunci avem un singur moment de, nu știu, un minut în care să efectiv să concentrăm toată informația într-un singur mesaj pentru cei care se uită acum la noi sau care se uită ceva mai târziu. Bun. Vorbiți corect nu pentru că trebuie, ci pentru că asta vă face viața mai frumoasă. Susțineți tinerii și susțineți educația pentru că e singura investiție trainică în viitor. Urmăriți generația lui John. Și Școala de Gramatică pe Facebook. Eu aș mai fi punctat asta, școaladegramatică.ro.
Și acolo... școala de gramatică.ro, da, la noi pe site. Eu am zis că aveți și niște cursuri online, unele sunt în pregătire, altele deja pot fi cumpărate, dacă sunt părinți care plac felul în care tu te dezvolți. Da, avem pe Oana Despa, care s-a alăturat echipei cu un curs minunat de media. Ești modestă, ești foarte modestă. M-am ascuns după laptop ăsta toată emisiunea și nu mi-a plăcut treaba asta, m-am uitat un pic, am tras cu ochiul la mine, trebuie să mă mai calibrez cu Observatorul Prahovean. Corina, mulțumesc tare mult! Mulțumesc. Succes! Invitație. O să ne tot vedem în următoarea perioadă și tare mult mă bucur ca fiecare invitat pe care o să-l am aici în Observatorul Prahovean să fie cel puțin la fel de implicat așa cum ești. Și nu e o laudă, pentru că nu te văd foarte des față în față, dar te văd în mediul online și văd cât de multă implicare ai. Și atunci asta succes. E. Asta e cartea ta de vizită cea mai bună. Mulțumesc mult pentru invitație. Terminăm, mulțumim tare mult. Dacă v-ați uitat la acest podcast și v-a plăcut, dați mai departe acum sau ceva mai târziu. Mă bucur tare mult că ați fost alături de noi. Îi mulțumim lui Ciprian că a stat și ne-a tot mutat cadrele de colo-colo și ne vedem luni, lunea viitoare de la 13. Numai bine!